Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Tupeu, asta este tupeu. Finala va fi foarte puternică. Cred că va fi cea mai grea finală de ce a fost până acum la Șef la Cuțite. Vor juriza astăzi farfurile voastre 11 șefi. Vă veți face meniul așa cum îl doriți, așa cum l-ați visat. Veți avea 2 ore înainte să scoateți starterul, apoi încă o oră și apoi încă o oră. Și apoi, gata. Da. O să fie o luptă foarte grea. O luptă foarte grea unde adversarii sunt competitivi. Sunt foarte pregătită. Vreau să văd ce echipă pot să-mi fac și o să-mi caut oameni după mine. Cum e sufletul meu, așa vreau să am oameni lângă mine. Dragii mei, concurenții sezonului 8, Șef la Cuțite! Este ultima zi, îmi pare rău că se termină aventura. A fost un drum foarte lung, a fost obositor, dar a fost un drum frumos. Dacă stau să mă gândesc, eu am jucat în toate reprizele, am fost de la audițiile până văzute până în finală. Adică ce poate să fie mai frumos? Mamă, cine sunt! Parcă trecut o viață de când i-am văzut. Când doresc să fiu aleasă, să fiu acolo, să pot să retrăiesc adrenalina, va fi o finală, cred că, unică. Hai cât de mult sunt acum! Sunt foarte bucuros că am îmbrăcat din nou bulinele. Mă simt foarte bine în buline. Mă simt acasă. Șef, câți finaliști aveți? Fără număr. Trebuie să-și facă echipe adunate de peste tot. Nu știi cine vrea să lucreze cu tine. Nu știi dacă o face de drag. Nu știi dacă o face doar așa din obligație. Asta este problema în momentul când ai 2 concurenți de la tine din echipă în final. Dragii mei, aș fi vrut să începem într-o atmosferă pozitivă, dar nu se poate în sezonul ăsta. Sunteți prea orgolioși, prea implicați. Sper că numai atât, că n-aveți alte motive. S-a întâmplat în foarte puține sezoane ca atâția dintre voi să nu își dorească să ajute. Într-o oarecare măsură mă simt vizat de Marian. Datorită altercației pe care am avut-o cu Ionuț, mă gândesc că nu o să mă vrea la el în echipă. Nu știu dacă ați înțeles această emisiune. Nu știu dacă ați înțeles ce se vede la televizor și imaginea pe care voi vă faceți, cât de importantă este. Pentru că mi se pare că 2 dintre concurenții din finală au niște caractere care nu sunt pe placul vostru, cel puțin. De-abia aștept să văd cum își fac ei 2 echipele, Ionuț și Maria. Pe cine o să aleagă? Să-mi zică, pe cine vrei în echipă? Pe Robert. Și o să-i zic, vezi că eu sunt de la mare. Eu gătesc cu foarte multă sare. Așa că nu cred că ai vrea așa ceva în echipă ta. Eu nu știu unde ați lucrat voi până acum. În bucătăriile în care au învățat șefii meserie, cam așa se întâmplau lucrurile. Carourile astăzi nu vor să meargă în alte echipe. Cred că era mult mai interesant dacă aveam și noi un finalist, pentru că atunci ar fi fost lupta mult mai mare și mai glorioasă, să zic așa. Îți fericită un pic, Alb. Suntem în marea finală a sezonului 8 la Cuțite. După lungul drum, anevoios și solicitant, am găsit finaliștii. O echipă întreagă de bucătari vor intra acum în susținerea lor pentru titlu. Dar cum pe unii trecutul i-a marcat, anumite umbre au rămas și anumite răni sunt greu de șters. E posibil să vedem alegeri cel puțin surprinzătoare. Eu cred că Ionuț și Maria au fir de bucătari. Sunt niște oameni care își doresc mult ceva și luptă pentru asta. Nu înțeleg de ce oamenii s-au luat așa de aiurea cu mine. Adică, prin muncă, am demonstrat fiecare ce putem. Eu n-am fost invidios pe nimeni și am zis, dacă pot să fur ceva de la cineva, o idee, o rețetă, o fac cu mare drag, pentru că înseamnă că omul respectiv a avut o idee mai bună ca mine și o să mă uit să văd și eu, să văd dacă îmi reușește și mie. Poate voi știți altceva despre ei.
Poate s-au întâmplat lucruri în afara acestui platou. Poate că nu știm noi tot, dar ceea ce se vede la televizor este exact ce au făcut ei în acest show. Ce au spus în acest show. Așa cum va rămâne și se va vedea de către toată țara. Și ce ați spus voi. Și ce ați făcut voi. Așa cum se va vedea astăzi, la finală. Ce veți face voi ca ajutoare ale lor? Caz că îl va alege, nu știu, Venus pe Alberto, Alberto o să-i spună, bă, dacă mă alegeți, unul pun misare mâncare. Cu siguranță vor fi și de astea, cu siguranță. Și dacă vreți să puneți mai multe sare, asta se va vedea. Și dacă vreți să curățați un cartof timp de o oră, asta se va vedea. Sunt fericită un pic că Alberto s-a certat cu dungile și 100% n-o să dea pe Alberto. Și Doamne, ce mă bucur că Alberto va fi la mine. Cât despre Cristi, știu că nu-și dorește să meargă în echipa dungilor, dar Cristi nu-și dorește deloc. Cristina știu că va fi la mine, nu cred că o va fura cineva pe Cristina. Iar asta va face imaginea voastră de bucătari în continuare. Pentru că nu întotdeauna iubim pe șefii care ne-au angajat într-un anumit restaurant. Poate nu întotdeauna ne iubim colegii, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să le facem meseria și să nu o respectăm. În mintea mea și în sufletul meu ar fi trebuit să joc astăzi finala, dar nu a fost să fie, așa că voi ajuta pe altcineva să-și urmeze visul. Astăzi vor gusta 11 șefi, după care se vor uita la emisiune și vor vedea cine, de ce, cum, când, ce a declarat, ce a zis și ce a făcut. Clar îi dau dreptate Ginei. Trebuia să vină o morală mică. Băi, fraților, stați așa că sunt niște reguli aici, trebuie să ai coloană vertebrală. Ca bucătar trebuie să te încadrezi egal în ce echipă lucri. Tu trebuie să fii acolo trup și suflet. Clientul este important, farfuria finală este foarte importantă, trebuie să fie totul perfect. Nu cred, Zani, că trebuie să fii supărat. Maria te-a ajutat. Eu am fost martoră la asta. Și eu n-am uitat. Toți am fost martori. Duel după duel. Am și eu aceeași boală. Văd ce n-au făcut alții pentru mine, nu ce au făcut. Dar iertarea există. Ce să-i am venit să vă vorbesc despre forgiveness. Speech-ul lui doamna Gina cu siguranță îi motivează pe concurenți, dar nimeni nu știe ce e în sufletul lor. Dragii mei, eu nu pot decât să vă rog să părăsiți platoul dacă nu aveți chef astăzi de gătit. Pentru plăcerea gătitului. Pentru că dacă nu veți face ceea ce se așteaptă de la voi, asta se va vedea. Nu vă veți putea ascunde. O să își dorească să saboteze ca să te dea cumva afară. Și trebuie să fiu pregătită la orice, cu ochii în patru. Finala se poate juca și cu 3 oameni în echipă, și cu 2 oameni în echipă. Putem face mai puține farfurii dacă este nevoie. Regulile, până la urmă, le-am știut de la început. Nu ai ajuns în finală, trebuie să ajuți pe cei care sunt în finală și care te vor în echipa lor. Așa că, dacă nu aveți chef de gătit, puteți părăsi bucătăria. Finaliștii au nevoie de oameni în echipă. Nu pot să facă singuri 11 farfurii din fiecare fel de mâncare pentru 11 jurați de top. Urmează 4 ore de gătit. Aș prefera într-un fel sau altul să nu joc finala asta. Hai să gătim! Hai să gătim! Vedeți că puteți lua și din echipa lui Florin, dacă vreți. Vedeți că puteți să lua și din echipa lui Florin, nu? Fără stres, puteți să o faceți. Nu aș vrea să ajungem în punctul în care luptăm în 3 oameni. Nu mi se pare normal. Am venit aici fiecare să arătăm ceea ce putem să facem. Așa că nu mi se pare etic și frumos ca tu să ieși din bucătărie, că tu nu vrei să gătești pentru altcineva. Vrei să rămâneți în bucătărie, da? Da. Da, da. Toată lumea? Da. Da. Da, da. Dacă intru la Roxana, eu o să dau tot ce am mai bun ca ea să câștige, dar nu mă imaginez în celelalte 2 echipe. Doamne! Adică Maria e finalista și eu să ajut pe Maria să câștige. Finalistul, ca și coordonator, dacă nu are o echipă în spate, nu face nimic. Băi!